Bună dimineața! Bună dimineața, Dani, bună dimineața tuturor! Sunt la Biserica Zlătar de pe Calea Victoriei, un loc pe care credincioșii îl știu foarte bine, pentru că aici este sărbătorit hramul bisericii. Sfântul Ciprian este ocrotitorul acestui lăcaș de cult, care este, iată, astăzi sărbătorit în calendarul creștin ortodox. Se știe despre acest sfânt că ne scapă de blesteme, vrăji, boli, iar pe femeile, cele care nu pot să aibă copii, se spune că le ajută să devină mame. Au venit deja credincioși să se roage la racla cu mâna dreaptă a sfântului, care a fost scoasă chiar aici pe trotuar, și vorbim despre însemnătatea acestei zile împreună cu părintele Nicolae Dascălu de aici, de la biserică. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Trăim aici bucuria sărbătorii Sfinților Ciprian și Iustina, pentru că astăzi avem în calendarul creștin ortodox această sărbătoare, deci doi sfinți mucenici ai bisericii, doi sfinți martiri, care au trecut la cele veșnice într-o zi de 2 octombrie anului 304, așadar cu vreo 1700 de ani și ceva în urmă. De fapt, în calendarul bisericii noastre sunt mai mulți sfinți cu numele Ciprian. Chiar este un sfânt apropiat de ziua aceasta, sărbătorii la 13 septembrie, Sfântul Ciprian de Cartagina, dar sfântul nostru de astăzi, cel care are moaștele aici la noi la biserică, este cunoscut ca fiind sărbătorit împreună cu Fecioara Iustina și în același timp este numit cel care a fost înainte vrăjitor. Pentru că înainte de a se converti la creștinism, el a căutat să dobândească știința vremii lui. Bineînțeles, știința vremii lui era un amestec între magie, religie și ceea ce numim noi astăzi știință pozitivă, să spunem. Se spune despre el că de mic copil a fost dat de părinții săi ca să studieze știința vremii respective, între care, sigur, și magia era la loc de cinste, atât în Grecia, la Atena, la Muntele Olimp, cât și în Egipt sau în Caldeea. Deci știa și astrologie și necromanție și chiromanție și tot ceea ce noi numim astăzi cumva științe oculte. Dar însă el s-a convertit la creștinism tocmai în momentul în care o magie nu i-a mai ieșit. Exact, el s-a convertit la creștinism când și-a dat seama că de fapt toată puterea lui a rămas neputincioasă în fața unei ființe firave. Deci Fecioara Iustin, deci era creștină. La Ciprian a venit un tânăr aglait care era îndrăgostit de Iustina, ar fi vrut să o ia de soție, să o cucerească, cum zicem noi în zilele de astăzi, dar la tot ceea ce a făcut Ciprian prin vrăjile lui, prin metodele lui magice, a rămas neputincios, pentru că semnul crucii se arăta biruitor împotriva tuturor răutăților. De aceea el a lăsat toate și a ars cărțile lui de magie și a venit ca să primească botezul creștin. A primit botezul, apoi a fost hirotonit preot, chiar a ajuns episcop și a făcut mult bine celor din cetatea sa, din Antiohia Pisidei, deci un oraș din Asia Mică. Tocmai de aceea, împreună cu Iustina, este, iată, ocrotitorul acestei biserici, în către care credincioșii vin astăzi să se roage. Spuneți-ne despre rugăciunea către Sfântul Ciprian, cât de puternică este ea și cum trebuie spusă. Există mai multe rugăciuni către Sfântul Ciprian. Există un acatist al Sfântului Ciprian, pe care foarte mulți dintre credincioșii care vin aici l-au și acasă. Există, de asemenea, un paraclis al Sfântului Ciprian, adică un alt tip de rugăciune, dar există și o rugăciune specială, un fel de exorcism, de dezlegare, de farmece, de blesteme și de vrăji, o rugăciune specială, asemănătoare rugăciunii Sfântului Vasile cel Mare și Sfântului Ioan Gură de Aur, pe care le avem în molitfelnic. Și, de fapt, prin această rugăciune, atât preoții cât și credincioșii care se roagă, bineînțeles cu post și cu multă smerenie, cheamă de la Dumnezeu, prin mijlocirea Sfinților Ciprian și Iustina, ca să fie izbăviți de rele, în special de farmece, de blesteme și de vrăji și de tot ceea ce îi apasă, pentru că există o putere a lui Dumnezeu care vine la noi prin Sfinții Săi. Vă mulțumim tare mult, dragilor, ați auzit, astăzi este sărbătorit Sfântul Ciprian aici la Biserica Zlătari, unde vedeți că au sosit credincioșii în număr destul de mare, s-au așezat la coadă ca să se închine la racla care a fost scoasă în afara bisericii. Aici este mâna dreaptă a Sfântului Ciprian, cel care a fost vrăjitor și care acum îi ajută pe credincioși să scape de blesteme, de boli, iar pe femei, așa cum v-am mai spus, le ajută să devină mame. Iată că ceea ce este impresionant într-o astfel de zi
copiii din pandemie este că toți credincioșii poartă mască și am intrat și în biserică să știți că sunt păstrate condițiile impuse de pandemie, toată lumea stă la distanță și merge în ordine să se roage la icoane. Acestea au fost informațiile. Mulțumim!